Pe canal sunt aici alături de DX Predator. Salut! Suntem De pe data DX. asta din nou ne jucăm jocuri diferite. Da, eu mă joc eu rutura, chiar se joacă raft, după cum bine ați observat. Eu nu l-am o cursă chiar așa de lungă, l-am o cursă de 400 de kilometri. Cât? 400. E puțin. Ei, mai e una eventual. Ce? Eu nu m-am gândit să nu fie prea mult. Da, băieți, și eu am nevoie de câteva pietre și două la număr. Da, băieți, și știți că v-am promis atunci pe Instagram videoclipul ăla cu Eurotrack-ul, atunci când nu filmam cu aplicația, filmam cu telefonul. L-am făcut, l-am postat, a fost ceva timp până piesa ora terminat șters și considerați că ăsta e un nou video, suntem cu volanul aici și ne distrăm, ne jucăm. Hai, mi-a tu refreșit. O, bă, mai ușor, că se aude prea rău. Păi și ce-ai vrea să fac? Nu știu. Uite, pietre. Nu-i piatră. Efectiv, nu găsesc piatră. De ce nu am piatră când am nevoie de piatră? Că mi-am dat microfonul mai tare, că gen acum să nu mai repart de microfon și da. De-aia poate mă opre încet pe video. O de urât de rău volanul ăla. Și ce vrei să-i fac? Să-mi iau de la de 2 milioane care nici nu se rotește? Nu, asta ziceam că doar nu se aude, e, face oarecum, e ceva real. Pe gândește-te tu când de-a ta ai gătă o curbă cu mașina, nu se zdrunci în așa un pic mașina? Nu? Sau când treci peste o groapă, nu se zdrunci un pic mașina? Da. Păi și eu neavând mașină, la mine se zdrunci doar volanul ăla. O să încerc să-i dau mai ușor, să nu mai, știi? Pietre. Las chestiile importante aici. Da, la fel, scuzați-mi Discord-ul, chiar n-am ce să-i fac. Cere chinul ăsta. E mereu ceva cu structurile mele. Iar eu nu găsesc piatră. Chiar am vrut să încep de la o insulă, gen. Dar nu am piatră ca să iau lemne. Mă, dar știi că gen videoclipurile de raft trebuie să fie super editate. Știi, nu? Adică... Dacă am mai plecat... Motorul ăsta e în răvaș rău. Vrea să se oprească neapărat. Și... Da. Nu uitați și voi de un like, de un subscribe. Să ne strângem acolo... Dar mor de foame. Să ne strângem cât mai mulți. Hai să mai facem și noi, măcar câțiva abonați. Să ajung și eu la 50 și să ajung și la 40. Adică azi n-am mai crescut deloc, mi-am făcut un abonat. Da de mine că... De bine de rău ai 40, eu am tot 30. Adică știi cum o să și pe asta zici că am 1 milion, știi? Ci că de bine de rău ai 40, pe oricum 40 și pe 30 tot același lucru. Da mă, dar să înțelegi, eu am avut mai mulți de la început, adică de când am apucat eu aveam vreo 23 și tu aveai decât 8. Adică... Să ne oprim aici un pic, băieți, să dormim, că... Eu știu că și așa am făcut destui gen, pentru că ți aveam... ...adică barcă. E cumva să ies de aici. Să ne oprim prima dată aici, să... Mi-era să zic de cherosen, dar nu știu de ce.
Băgăm chirosel. Și cred că o să dau și eu joc un pic mai încet. După ce facem plinul ăsta, o să dau un pic mai încet. Hai. Păi se aude cam tare. Mai dă doi odată mai încet, dar nu mai dă odată că... Na. Punem chestiile neimportante la locul. Plastic, nu prea avem plastic. Radio volume. Bă, voice navigation volume. Păi dar nici n-ai voce la navigație. Da. Cum ai voce? Ți-e zice aia, virați la stânga, virați la dreapta? Dacă vrei poți să îți pui din setări. A, da? Cred că o să mă zic aia cu zică cu roză, mi se vorbe cu mișto. S-ar prea face mișto să-mi zic aia cu mișto. Asta e destul de critică avem momentan. Și ne o nelegiuit acum. Și ne băgăm un pic la somnic, dar nu știu de ce. Cât o avea oare? Da, cred că am împrumut de aia de 400 de mii, sigur, dar nu știu când l-am făcut. Și lăsați și voi acolo în comentarii dacă jucați și voi Euro Truck și... Dacă jucați de pe tastatură sau de pe volan, nu știu, sunt foarte curios să văd că tot lumea joacă de pe volan. Și dacă aveți în gând să vă luați cu volan, să știți că e chiar... Marș! Stai așa, cred că am făcut o prostie. O să ies pe... Ce ziceam marș la... De chin. Care chin la... Pasăre de aia tâmpită. O să fac aici o întoarcere. Să ne întoarcem aici un pic. Mamă, Darius, ești prost dacă dau de aile. Și pe aici. Încă o insulă. Sau de pe aia am plecat. Da, băieți, n-am întors de unde am plecat, că nu mă duce ca... Yeah. Hai, băiatul, îi dai? Sunt tot redirecționat. Vezi așa mult rechinul ăsta că vine în cele mai... O să iau pe aici. În cele mai înainte că... Ăsta e accidentul, nu cred că e altceva. Mi s-a mai întâmplat odată, am ținut-o înainte și era mare elicopter pe mijlocul drumului și... N-aveam cum să trec. Și așa că... De atunci mi s-a făcut un pic așa, adică... Am făcut iar așa o nelegiuită de asta. Avem... Totul full. Deci ne aflăm între două insule și ne îndreptăm pe cea de a doua insulă, sper. Sper să putem să o punem pe ea. Bă, dar tu cu cursul de 800 de kilometri, cât ai filmat? 20 de minute, parcă. Hai că mai luăm și noi atunci încă o cursă de 400 de kilometri. Poate găsesc o cursă înapoi la București, dar nu merge să... Vine înapoi, că eu ar fi urât. Oricum, asta a fost o cursă... Pe două butoaie! E o cursă foarte, foarte prost plătită. Asta, că nu... Nu-mi dă decât vreo 6.000 sau ceva, deci de obicei eu cum fac cursele. Mă scuzați, pentru că pot să le fac pe mai multe. Mi s-a întâmplat, eu mi-am luat, după cum ați observat, mi-am luat DLC-ul cu România. Și acum cursele sunt, adică dacă prinzi o cursă de aia, dar e nașpa rău de tot să mergi atât de mult, adică o cam faci în 3 zile sau vreo 4-5 ore de jucat continuu, să iei o cursă, nu știu, din Turcia, de pe undeva din sudul Turciei și să o iei până în nordul Angliei, îți dă vreo 280.000, dar e plictiseală rău. E plictisești, mă! Păi dar să nu o faci într-o zi, în mai mult timp, știi? Gen, nu faci în 3 zile. Știi ce zic? Da, dar tot te plictisești. Nu. Mamă, ce mă mai jucam joculețul ăsta astăvară. Ne mai jucam?
Eu cred că toată vara numai asta mă joc. Mamă, ăsta e sensul ăla giratoi urât de la Pitești. Am sigur să putea să nu mi se întâmple mie așa ceva. Păi, dacă vă jucați Eurotrack, lăsați-mi acolo un comentariu. Nu e cum zic eu, adică dacă ai un pic de... Dacă ai, nu știu, vreo 20% de meci, după aia, numai dacă l-atingi așa de meci. Deci nu... A, cât plastic, trebuie să iau plasticul ăla. Tu n-ai nicio... Avem nevoie să ne extingem barca. Să ne extingem. Noi suntem fiecare cu cel doare, știi, n-avem nicio treabă. Bă, fii atent, cred că acum... Cred că am luat-o către... Stați așa să vedem pe indicator. Cred că am luat-o către Curțea de Argeci. Brașov. Am luat-o către Brașov, se pare, deci nu către Curțea de Argeci, am venit. Deci, posibil acum să fim... Nu știu cum se numește drumul ăsta, dar o să urmeze, sunt 100% sigur că o să urmeze Rucătran. Să vedeți acolo stil de șofat. Știu că odată... Ei venise sob la caracter, bă, ți-a zis? Bă, Alex? Stai așa că mă bag cu rechin în momentan. Bă, i-a venit somn pe Rucăr la caracterul meu din joc. Bă, frate, și eram fix la început, gen, mai aveam mult de mers din Rucăr până ajungeam la final. Băi, și mamă... Bă, deci nu exagerez și nu mă laud. Bă! Am ținut-o vreo două curbe cu drifle am luat. Deci mă grăbeam atât de tare, nu știu dacă știți, dacă jucați jocul, că dacă ți obosește rău de tot caracterul, îți adoarme. Chiar n-aveam chef atunci să-mi adorm, mă, ești prost, e limita 40. Fix când am și eu pietre, nu mai am rău. Credeam că numai de la pietra, adică da, de la pietrele, de la cules, știi? Da, stați așa, să vină un pic drum mai drept, că durează... Perfect! Ce se întâmplă la culei, să depășești pe Rucăr? Nu am nimic de mâncare... Noi accelerăm acum... De foame! Ori de foame și nu e bine. N-am mai folosit volanul, cred că de când am făcut ultimul videoclip atunci, deci cred că o lună și ceva are de când n-am mai fost să funcționeze. Na, ce se cere rechinule? E bine mereu. Așa. Știu cum să evit accidentele, ia ziceți. Lăsați acolo în comentarii. De fapt, nu știu, trebuie să văd dacă mă aud prea încet, că mie să nu se audă volanul prea tare și... Să se audă prea tare? Bă, n-am cum să iau microfonul de acolo, că l-aș pune aici, mai aproape de mine. Dar asta înseamnă să țin cu o mână, ești prostă. Să stau așa. Uite, așa stau, ești nebun. Dacă și știu cum stai, știi? Păi, gen, știi cum am biroul eu lipit de perete? Sunt cu microfonul așa, pe parte îl țin în mână și cu aia la altă mână conduc. Ca să fie microfonul mai aproape de mine. Să mă aud. Așa stau. Până nu mi-amorțește mâna, așa stau. Băgăm și noi a doua ca să-i dăm mai tare. Da, parcă nu mai accelerează tirul, ești nebun. Dar mie mi se pare. Ăsta e tir dresat, știe că pe curbe n-are voie cu viteză mare. Dă-i, așa. Da, băi, și nu uita și voi de un like și de un subscribe. Să tai copaci. Deci dacă dăm like-uri și subscribe-uri, tai copaci sau cum? Hmm? Ai drujbă de aia stil sau de care? Dacă... Da, drujbă cu piatră. Ai polizor. Și lăsați-ne acolo în comentarii dacă știți cumva cum pot să fac să mă joc jocurile, mă rog, de exemplu, cum pot să fac să mă joc Forza dacă l-am deja luat pe consolă, să mă joc pe calculator, că aș vrea să fac și eu niște videoclipuri cu Forza, dar chiar nu mă încântă să-l mai cumpăr odată, că nu e cel mai ieftin joc. M-a răsturnat, bă. M-am răsturnat, deci nu cred.
care era? Al norocul meu bă, care era? F7? F8? Nu știu. F7. Da, așa era. Throw to service. Da, nu cred că o să fie nevoie de o altă cursă, că eu cred că o să ne dea prea în spate. Ori o să ne dea foarte în spate, ori o să ne dea foarte în față și da. Hai să reparăm, mă scuzați. Hai să reparăm tirul. Hai să vedem cât costă să le... Mai ai bani? 51.000. Acum sunt, bă, am minus 21.000 și mai costă 51.000 să repar tirul. Am minus 73.000. Au. E minus ca lumea asta, mai nu știu. Asta, da, eu am avut odată minus 200 și ceva de mii. Făcui poză. Ah, oricum trebuie să-mi fac o poză pentru video, dar o fac după aia. Așa, gata. Haideți să ne dăm. Și să ne dăm și noi aici. Da, m-a dat mai în față, bă, m-a dat aproape. Super, așa, de brașo, cred că. Da, brașo. Zic bine. Bă, măcar acum o să mi se mai aprească tirul în drum, e bine. Ceva tot câștigă. Câte lucruri de făcut? Ia apă. Bă, fii atent că pe mine chiar nu mă duce capul. Puteam să mă dau mai aproape, că eu stăteam super departe. Eu stăteam confortabil cum a sta, gen, cum mă joc eu, știi, dar... Acum eu trebuie să stau super aproape ca să meargă treaba, să fie treaba. Să stau și eu mai aproape, să mă aud și eu la... Hai să ne facem și noi o undiță. Ne mai trebuie de așa. Păi, ce ai avea microfonul dat așa încet? Da, că te auzi prea tare, oricum. Păi, dar mă aud la tine prea tare și dacă vrei, dă-mă de pe Discord mai încet, că eu pe video să mă aud încet dacă eu... Știu eu cum țin microfonul de obicei, crede-mă. Ai ceva să ne spui în apărarea ta? Scuiesc. Să sperăm că vine rechinul să te vorbește de fum. Și începem și noi, băi, să accelerăm aici. Ar veni rechinul acum. A, bă, bune? Hai ca-n gura aurită, nu mai zic. Eu sper să mai caz de câteva ori. Dacă să mă răstorn. Bă, și pe mine m-ar încânta un pic ideea, că e videoclipul mai lung. Caz într-o rupă de-aia. Da. Dar sunt atent, nu? Sunt direct șofer, știi cum? Zici că bă, sunt pe bune. Bă, dar eu chiar vreau să fac rucări, bă, dar nu vreau el să mă dea mai în spate. Îl mai făceam o dată. Nu e problemă. Nu înțeleg ce vrea rechinul ăsta de la mine. Nu s-a săturat să fie împuns cu sulița mea făcută din proașchie. Bă, dar pe bune, bă, tot timpul m-am gândit, tu îți dai seama dacă ar fi ăla un om real, gen, dacă s-ar întâmpla asta pe bune, cum e ăla din raft, tu îți dai seama că ăla e cel mai creativ om de pe planeta asta, la câte chestii poți face în raft și da, na, din... Știi ce zic? Adică... Nu. No. Deja nu mai am spațiu. Și pe lângă asta rechinul ăla e și un pic cam cu super puteri. Adică bă, pe bune, dacă într-un rechin real dai odată, îi înfigi sabia aia în cap. Eu nu hai cred că sabie e. Sulița aia de lemn. Dacă îi înfigi sulița aia în cap, eu nu cred că mai rămâne viu. Adică de orice ar fi ea, numai dacă se înfige. Știi ce zic? Mamă, am ratat un butoi. Ai ratat pe din cauza că trebuia să mănânc. Nu spun că poate o să se uite cineva și o să zică. Nu spun, nu spun după video ce vreau să zic. Îi spune, mă. L-ai ratat pe știi tu cine? Butoi? Nu spun mai mult. Nu te-ai prins, da? Ba da, mă. Vedem dacă ne putem face fermă de copaci.
Bă, băie, deci, eu nu sunt cel mai slab om de pe planeta asta. Chiar nu sunt slab deloc. Bă, atât timpul m-am gândit, frate, bă, ia, graș, bă, graș la 200 de kg, ești prost? Eu nu înțeleg cum s-or suporta oamenii, adică eu n-aș putea să stau așa la 200 de kg. Da, eu știu prin ce trec oamenii, că e super greu, adică eu am dat 4 kg jos și, na, mă rog, am ținut o dietă mai ciudată cu cartofi și iaurt decât, dar mi-am dat 4 kg în 3 zile. Șmecherie. Tu ce ai de spus în apărarea ta? Ai slăbit și tu vreun pic, grasule? Hmm? Dacă ați adus și lemnul, nu cred că n-am făcut ăsta. Mamă, era să mă răstorn iarba. Mulțumesc foarte mult că ești atunci, era să mă răstorn. Dar pentru că, aha, sunt pe rucări și în locul ăsta somn, ești problema. Să vedeți aici, un drifter profesionist, mă rog, nu mai sunt încălzit. Hai că mă ține, mă, am 16. Păi ai fost vreodată încălzit? Ești nesimțit? Bă, tu să-mi spui, tu să-mi spui mie că nu sunt încălzit când ai conduce, știu cum conduc eu după una. Îți zisești că fixat în semn pe rupsă. Tu să-mi spui mie că nu sunt încălzit atunci când ai conduce și tu după volan cum conduc eu. Hai că eu merg în părți diferite. E de stat de dormit aici, dar nu mă încântă, că m-am decât 40 de kilometri. Da. Te răsturnași. Nu, tu crezi că n-am luat în plin o mașină, era să mă și răstorn. Fix după ce mă întreba, știu dacă mă răsturnai, dădui într-o mașină și era să mă și răstorn. Deci da. Mă, ba, am un coș aici fix pe urechi și mă enervează. Naturalia nu sunt turbia. Vrea și eu să-mi fac un scaun să pescuiesc cu rotile. Lumea. Vrei să-ți faci scaun cu rotile? Lăsați-ne acolo în comentarii ce jocuri vreți să mai facem și dacă vă încântă treaba asta cu unul se joacă ceva, altul altceva. Sau de asemenea vreți să vă zic mai demult, dar n-am mai apucat. Dacă știe cineva cum fac să filmez de pe Xbox. Spusești. Nu spusei, întrebai cum fac să mă joc jocul. Că am descoperit oarecum. Păi, atunci zi-mi cum ai descoperit. E, dar nu pot să-ți zic că... A, ne fură cineva ideea, ia zi. Trebuie să-ți arăt, sau să văd, că m-am gândit cum, dar să văd dacă merge. Nici n-am căzut. Așa, băieți. Am revenit. Te plecași? Nu, am fost un pic pe mod. Bine că era tai butoiul. Da, și am ajuns și noi la destinație. O să mai iau o cursă, zic eu, mă cam încântă ideea. O să mai iau o cursă. Am revenit și cu apa și cu tot. Decât să crească ea. Aha, era să ratez intrarea, bine că mă uitai pe mine. Metal ore. Hai să metal ore aici. Hai să parcăm. Hai să vedeți skill-ul meu de șofer neprofesionist. Să primești mesaje.
Dar tu de unde știi? E se aude. Cum naiba se aude? Dacă îți spun că aud... Eu n-aud nimic. Gen pe telefon nu primi niciun mesaj, pe Discord primi. Gata, băieți, am ajuns. Iar trebuie să... Late. Hai mă, du-te. Dacă și asta a fost late. Butoaie, vin. Hai să mai au cursă, ceva scurt, nu lung, așa vreau. Ceva de depozitare și... Bă, uite-l iau pe ăsta până în Paris, ești prost de... De... Cât are? 21 de ore? Unde are? Unde scrie, mă, cât are? Dar nu scrie câți kilometri are? A, știu că scria. Scria, corect, că eu nu văd unde scrie, mă rog. Stați așa, că nu e așa, trebuie să am ceva de la Târgu Mureș. Dar vreau ceva tot în România. Nu ăsta. Târgu Mureș, Cluj-Napoca, nu e prea aproape. Chestiile mai importante o să le pun în... Asta le las când ne trebuie. Deci urăz că vine pasărea aia din 2 minute. Deci că și-a făcut abonament la... Nu știu, băieți, ce curs o să iau. Chiar habar n-am. Adică nu vreau ceva nici foarte lung să vă plictisiți. Cred că o să iau pasta de la Târgu Mureș la Constanța. Nu? Adică e... O mine mă întrebi. E cea mai ok opțiune dintre toate. Tu să aici. Așa, mă scuzați. Să vedem câți kilometri vor fi. Acum, are de damage. Vezi că e cu tremur la tine. Ha, ha, ha. Dacă așa se aude. Mă auzi tu pe Discord, dar eu nu cred că o să se audă așa de tare pe video. Chiar te rog să te uiți, nu cred că o să se audă așa de tare. Îți spun eu. Că tot timpul pe Discord noi ne auzim mult mai tare. Adică eu pe toate videoclipurile pe Discord te aud ok, dar tu în realitate nu te auzi deloc pe videoclipurile tale. Am zis serios, chiar nu te auzi. Să-ți faci ceva la microfon. Sau să-ți iei și tu un microfon, nu știu. Acum. Nu acum, că e închis la toate magazinele la ora asta. Și mai ales că e și pandemie, da? Noi putem trebui. Am unde să-l pun. Mie spui, deci eu pe birouașul ăsta amic al meu, unde n-ai loc din să mori, am avut unde să-mi pun microfonul, dar tu n-ai unde să-l pui. După bune, n-am unde. Abia aștept să vii pe la mine să-ți arăt cum le-am eu puse, să vezi după aia tu ce, că ai unde, îți spun eu. Dar nu trebuie să-l pui neapărat în fața ta, poți să-l pui un pic în lateral sau dacă vrei, poți să investești și să ții de la cu braț, așa, cu șnechelie. Da. Uite acum. Bă, îți puse nu acum, că e închis la magazine. Mai târziu, da. N-ai că o să fie cursă de 60 de 60, era să zic că am cursă de 60 de kilometri. Mamă, era să dau în mașina de mai de iunie. Am cursă de 600 de kilometri, aproape 700. Încercăm să ajungem la destinație fără să ne răsturnăm. Am spus să încercăm, nu se știe. Să aici, pescuitul. Să mai fac și o grătare de ăștia. Mai bagă tatu un grătar așa frumos. Fără mine faci grătară. Da, deci la mine ăsta cum se numește, raftul e super buguit. Gen, Alex are serverul. E susținut de calculatorul lui. Și el n-are lag, dar eu n-am gen, eu n-am nimic, eu pur și simplu sunt doar ca un jucător, dar eu am lag. Da. I-am făcut nimic. Deci chiar nu știu ce ar putea să aibă și de ce e așa buguit. Bă, și speriai, începui așa dintr-o dată o melodie.
Băi, asta e așa, că oricum eu am dezinstalat raftul. Zici? Eu oricum am dezinstalat raftul și când o să-l instalez, o să încerc să-l mai... Să-l mai fac o dată. Nu? Nu am idee bună? Fiind complet? Zis cum vrei. Bă, deci chiar te rog să te uiți pe video, gen îmi apar iconițele la cu noi doi și știi că se luminează atunci când vorbește unul. Bă, la mine nu s-a luminat deloc. Deci între cele două chestii care le este, la mine nu se luminează deloc. E. Ce e, mă? Melodie. S-a auzit decât e. Și mă gândi, ia uite bă, și-o fi luat Alexie, ești prost. Acum. Nu acum, mă, că-s magazinele închise. Mai târziu. Să mă dau mai aproape, că... Da, cred că o să-mi rup picioarele, că eu mai trebuie să mai apăs și pe pedale și da, cât de aproape sunt. În mod normal stăteam așa, chill, n-aveam nicio chestie, îmi dădeam scaunul în spate, deci eu nu în mod normal, dar acum nu e în mod normal. Deci, efectiv, nu mai am unde să pun lucruri pe barca asta, că am avansat destul de mult. Da, te-ai mai jucat raft până acum? Nu. Păi și cum ai avansat așa, în câteva minute avansat și te făcui și... Ah. Nu pe bine, chiar. Avem copaci. Hai că o să... Iar m-a răsturnat, bă, gamia și zice, obicei, bă, când sunt pe bran să mă răsturn. Să mă răsturn, hai că da. Șapte. Să sperăm că nu ne dăm spate acum, da. Am plastic pentru el. Sau dacă ne dă să nu ne dea cu prea mult în spate. Iar te răsturnași. Nu zisei, mă, ce ai, că nu zisei când mă răsturnași. Păi, să aici. Nu te bagă în seama. Ăsta e obosit de mare un pic și moare. Ce insulă interesantă în față. Că mine facem și franceza. Așa zis ăștia. Bă, mă, dădu de unde plecai. Aud. E surd? Nu, se întrerupsă. Ce vrei să-i fac eu dacă se întrerupsă? Dai un pumn în gură. Da, deci că, bă, când plecai la început, a avut să-i 181 de kilometri, acum am 182. Deci m-a dat mai în spate cu un kilometru decât plecasem, decât atunci când plecasem. Iar vine eu asta. Dă-i un pumn în gură la microfon. Să vezi. Fă asta. Dă-i tu. La al tău, nu la al meu. Bosule. Care intră? Vlad, uite. Mână, Vlad. Salut. Dăm pe video atât, să nu urmi, te rog. Ah, ok. Salutare, lume. Salutare și bine v-am găsit! Ei, bine v-am găsit la un nou episod! Mamă, bă, oh, mai ușor cu manelele. Cu intro de Mac și alt. SMP. Unde pot să dorm? Ce vă jucați? Eurotrack? Eu mă joc Eurotrack, el se joacă rac. Challenger LAN. Facem și după ce terminăm videoclipul. Bă, dar am și eu un sfat acum, dacă vrei să ți-l zic acum sau? Zi-l, hai. Păi nu. Să nu fie treaba idiotă puta. Poți să spui, dacă nu e ceva idiot, poți să spui. Depinde cu cine vorbesc, dacă e idiot sau nu.
Te-am văzut că ai făcut videoclip de o oră. Spun sincer că dacă nu e live, nimeni nu o să stea o oră să te uite la un video. Da, știu, e vina lui Alex. Eu! A, nu, mă, nu, ceai, nu e vina ta, eu nu-ți spuneam după primul meci, eu nu ți-am spus, hai să oprim, că e prea mult tu. Nu, nu, mai băgă un meci! Puncte în plus pentru acest răspuns. N-ai zis tu așa, nu-ți mai aduce păi dacă, gen, mie mi s-a părut puțin, gen. Păi, da, măcar e păi, ia să-ți pui ceasul. Pe oricum vreau să-mi pun ceasul acum, dar nu uitai. Bravo! Oricum cred că și videoclipul ăsta o să fie minim 25 de minute, adică... Cât? Minim 25 de minute. Că... Eu mănânc mango. Da, bravo, că vii așa, să le faci poftă la oameni. Nu, mănânc în joc. Da. Dar eu mă aud bine, gen, tu te auzi bine cu mine pe Discord sau? Nu, eu mă aud dublu. Eu nu le mai aud pe nimeni dublu. Da, gata, acum nu te mai aud dublu, acum, ba, da, tot mă aud dublu. Stai puțin că, rezolvă cum am instalez iarăși, dator. Să mănâncă... Chitsonule, vreau să-ți recomand o aplicație, că sunt curios de o chestie. Pe Steam, Aimtastic. Să încerci modul de timeset. Sunt curios ce, cât timp de reacție ai tu ca să împuști o țintă. Pentru că la mine, gen cel mai mic, este 0,3 secunde. Sunt curios cât stai tu. Ăsta e pe mine, ești prost. Ești nebun? Pentru că da, gen, ai o țintă în care nu se mișcă, apare la intervale de ceva timp. Și scrie acolo când o împuști, care e intervalul tău? Din... Vrei să afli? Păi eu spuse, stare pe minus, stare minus 0, nu 0, minus 100. Minus pi. Minus radical din pi. Big brain. Știi ar acum era să întreb, știți cum se cheamă Discord-ul? Atât de big brain sunt. Mamă, bă, deci dacă mâine facem și franceza, eu nebunesc. Până auzi că mâine facem de la 11. Eu facem matematică în franceză. Le combinăm ce are. Facem matematică în franceză. Ești nebun, învață domnul, n-o să-i șerpe pe acolo limba. De... E să doar și eu. Bă, ești prost. Noapte bună. Noapte bună. Bă, făcui ca într-o treabă de-aia cu mergea, intrai într-unul și nu mai nimerea în frână. Ești prost, dădeam accelerat și acolo, dădui de la azi 7%, dădui 41% de mergi la tir. Dădeam acolo, blană, era cu accelerația. Deci nu mai am loc, efectiv, pe... Pe pământul ăsta, nu mai ai loc și pentru tine. Mie, pe calculator... Stai puțin. Deci mie pe calculator mi-a găsit un alt cont care nu e al meu și îmi cere să-mi șterg contul meu care l-am până acum, care sunt acum de Discord, că eu vorbesc pe telefon ca să-mi fac pe calculator. Nu-mi place. Ba că te par cont atunci. Deci dacă mă răstoarn iar, mă, ce noroc am avut cu parapetele la... 3, 2, 1... Și ce? Răsturnaș? Nu. Oricum, auzi aici pe acțiune pe video, știi cum nu mai curbă o țin. Că mi-ar mai și porni motorul, ar fi frumos. Apropo, Octa, tu mi-auzi tastatura? Da. Acu? Deci așteaptă o secundă. Ai auzit-o? Nu. Dar tu mi-auzi mie volanul? Nu. Imposibil.
Pe cuvântul meu, dacă l-aud, se aude la un moment dat, dar foarte, foarte, foarte ușor. Se aude un... Da, da, foarte, foarte, dar foarte ușor. Și ăsta cică că la cu tremuri ești prost. Eu spuseai că nu se aude așa tare că tu de exact. Nu, ești foarte ușor să aude, ba, nu, se aude. Sau, să te uiți pe ăsta, să vezi. Câf, bă, 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 pentru cine erau ăstea? Da, Vlade. Ce? Ia stați puțin, că încerc să mă bag pe calculator. Perfectat, Vlader. S-a băgat pe calculator, dar e pe mur. O, Vlader, mai stai la matematică, poți să te dai după mut, să știi. Alo? Bă, bă, stai așa că ne spargi timpanul. Gata, s-a dus și video ăsta. Te auzi extraordinar de tare, nu mai fă așa. Vrei să ne strici videoclipul de tot? Ok, acum o să... M-auziți bine? Dă-te, dacă te dai un pic de tot mai încet, un pic de tot. Atât. Un pic mai mult. Ia, așa, așa e ok? Mai hai. Încet un pic. Mai înseamnă să mut microfonul în spatele capului. Așa e ok? Da, e mai ok așa. Nu, adică vreau să știu dacă e ok, ok, adică să nu fiu urât pe video. Tot te-auzi okay, un pic tare, tare dar... Mai... Unde dau, ziceți-mi și mie repede de unde dau gen microfonul mai încet, că după aia mă duc să gătesc. Nu știm, domnul bucătar, nu pare rău. Le învăț să fac le omletă. Nu știu să faci o omletă. Nu știu, nu te mai lua de mine că te bat cu pămătuful. Cât de greu, iar arunci tu acolo două ouă și aia e prost. Arunci două ouă, dai foc la casă, easy. Ce-i zis ăși, Alex? Ăla de care s-a speriat el atunci. E pe div. Bă, nu știu ce să mai fac, mai țin videoclipul, că mai am 500 de kilometri, ești prost. Acum auziți, ok? Dă-te și pe okay, div. Pune-te un pic pe div. Bă, dar n-ar fi așa de mult, că gen am văzut să-i 400 cu 600, adică aș avea 1000 de kilometri decât. Eu zic că e destul de mult. No, hai că la următoarea parcare îl las aici videoclipul și finalul de la cursa asta o să vedeți, o să-l vedeți pe următorul videoclip de Eurotrack. Dacă strângem multe like-uri acolo, vedem și finalul de la cursa asta, să vedem cum ne-am răsturnat. Ok, acum? Cum așa? Auziți ok? Gata? Da. Nu pe bune, vreau să știu ca să... De 2 la 30%. Gata, mă duc să gătesc, bye bye. Ah. Nu închid. Nu scăpați de mine atât de ușor decât o să las aici. Pa, pa, lume! Da, băieți, deci cam atât cu video-ul ăsta. Nu uitați și voi acolo de un like, de un subscribe. Să faceți ales dar, la mine. De un share, să fac și la mine, că nici eu n-am mai crescut azi deloc. Să faceți și noi acolo 40 de abonați. 40-50 de abonați și la Dexpredator 40. Și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!